Bine te-am găsit, m-am gândit să te supun unui set de întrebări așa ca să te iau pe sus, să văd exact ce se întâmplă în viața ta acum, mai ales ca familie, ca artist și cum percep tot ce se întâmplă în momentul acesta pentru toți cei care se confruntă cu această pandemie, efectele ei, următoarea criză care va veni. Așa că o să trecem printr-o serie de subiecte, de la cum te-a afectat pe tine această izolare până la poate noi planuri la care nu te-ai gândit până să rămâi în casă aproape o lună de zile. Da. Și o să începem în primul rând să facem așa puțin un comeback, un fel de reminding. Dacă mai ții tu minte, ultima zi înainte de izolare, care a fost? Da, e o foarte bună întrebare. Da. Deja trecutul, vreau să spun că a cam dispărut. În momentul ăsta, în afară de a trăi în prezent, ceea ce de mult timp ne-am dorit, mă proiectez foarte mult în viitor. Și sincer îți spun că nu mi-aduc aminte de acea zi de înainte de izolare. Nici nu s-a pus vreodată în discuție în mintea mea, eu cu mine însumi, să cred că din trecut îmi voi lua ceva sevă pentru viitor. Este prezent și viitor numai în momentul ăsta. Dar ce a fost în trecut pare să fie un fel de altă viață? De greșeală vis-a-vis de acest reset care ne proiectează într-un necunoscut, într-o altă organizare. Ok. Dar cu siguranță știi care a fost ultimul concert la care ai fost înainte să fii obligat să stai acasă? Da. Din nefericire a fost un concert care s-a și suspendat. Hai să zicem, s-a amânat, numai că nu este o chestiune contractuală, deci nu știm până când s-a amânat sau așa. Până una alta s-a anulat, deci nu s-a ținut. Și interesant a fost că acel concert la Iași, la Filarmonica din Iași, era prevăzut a fi pe 13 martie și pe 12, încă noi știam că se va ține pe 13, chiar dacă apăruseră deja acele recomandări. Care nu despre ce rol era vorba acolo? Era doar un concert simfonic, vocal simfonic. Da, și erau doar recomandări, apropo de câte 100 de oameni sau maxim 500 sau ceva în genul ăsta. Da? Cred că mai puțin contează acum. Dar îmi amintesc acea zi ca fiind una care oarecum se alinia cu trendul, că ne și place să folosim acum da, cuvinte importante. Da, să ne-am aliniat, întrebările nu încetau să ne uimească cu simplitatea lor, fiecare cu el însuși, în sensul ăsta, zic. Cine suntem, de ce, încotro? Acum ai această întrebare, dar eu vreau să știu atunci când erai pe scenă, erai la repetiții cu colegii tăi, când ai fost anunțat de față cu toți colegii, ok, mâine avem concertul, dar de fapt nu se mai ține pentru că avem un decret, este o stare de urgență, care a fost primul tău gând? În acel moment, te-ai speriat, te-ai panicat, erai confuz? Nu. Era, practic eram pregătit, fiindcă era doar o chestiune de când, de timp, nu de... Și dacă să zicem că nu ar fi fost, sau că ar fi fost acel concert a doua zi pe 13, era clar că
tendința va fi de anulare pentru celelalte care vin. Deci, mental eram pregătit că se va... Te așteptai cumva. Da, da, mă așteptam și am zâmbit și am zis ok, haideți să ne plimbăm și să gândim un pic la ce urmează. Ok, și cum s-a schimbat viața ta de atunci? Deci din 13 martie, să zicem că maxim 2 zile ai fost acasă, deci ai aproape o lună de când stai în izolare. Cum... Serios? A trecut deja o lună? Păi calculează, vorbim despre 15 martie, suntem în 5 aprilie. Da, aproape o lună, hai, vezi că ești prea optimistă. Nu, nu, nu. Pentru mine s-a schimbat în bine, fiindcă știi vorba aia, atenție ce-ți dorești că se poate împlini. Pentru mine a fost o mare binecuvântare această frânare bruscă a... goanei. O frânare impusă, cumva. Da, adică o frânare oficială. Da. Încă stop joc, așa arată. Fiecare la scara lui, reset, jocul s-a stricat, trebuie să începem alt joc. Ne-am plictisit de ăsta cumva, nu mai funcționează. Era nevoie. Eu simt pe pielea mea, de asta spun, ca experiență, este foarte benefică, mi-am dorit, revenind la ce ziceam mai devreme, mi-am dorit să stau, să revin, să stau cât mai mult acasă, să compensez cumva toată goana asta în afara casei. Ai schimbat ritmul. Nu l-am schimbat în sine ritmul, fiindcă și în casă acum sunt foarte activ pe lucrurile... Cum descrii? Descrie-ne o zi din viața ta acum, de acasă. Cum are loc? Nu știu, ai un program scris, te ții de anumite ritualuri, te trezești o anumită oră. Cum ți-ai organizat ziua de acasă? Nu organizez în felul ăsta, fiindcă tocmai de asta spuneam că mă bucur că am scăpat. Treci la liber. Dar e un concediu până la urmă în care fiecare face ce vrea, dar așa, în aceste condiții, în aceste concedii, cumva fiecare se cunoaște pe sine însuși mai bine, își filtrează prioritățile și ceea ce ne-am dorit. Atâta timp ne-am plâns că n-avem timp să citim cărțile pe care le-am cumpărat. Nu, e un bucket list. Da. Checklist, așa? O listă de dorințe pe care nu am avut timp să nici măcar să o începem. Și iată, acum, deodată, lista aia ne stă la dispoziție foarte generoasă și sunt atâtea bunătăți pe lista aia încât nu știi cu care să începi. Spune-ne, te rog, cinci lucruri din lista ta, din bucket list, pe care le-ai dorit și le-ai făcut în această perioadă. Da,